IPJ Giurgiu, prin biroul de pregătire profesională, dar și o serie de parteneri, organizează în acest sfârșit de săptămână două evenimente dedicate motocicliștilor și iubitorilor de motociclete. Primul dintre ele, în parteneriat cu Asociația Femeilor Motocicliste, are loc sâmbătă în jurul orei 11:30, în parcare aflată lângă drumul de legătură dintre DN5 și punctul de trecere a frontierei Giurgiu-Ruse. Duminică, în schimb, de la ora 11, giurgiuvenii vor putea participa la o paradă moto. Sâmbătă avem pregătire moto cu Asociația Femeilor Motocicliste, iar duminică este o paradă moto care pleacă din centrul orașului, urmează șoseaua București către ieșire din oraș. La paradă vor putea fi admirate motociclete de tot felul, iar organizatorii au pregătit și surprize. Ca element de noutate, am identificat două persoane, niște veterani ai motociclismului din județul Giurgiu, care dau dovadă de pasiune și întrețin două motociclete ex-comuniste pe care le folosesc în activitățile curente. Și i-am căutat, le-am găsit numărul de telefon, i-am sunat și i-am invitat la acest eveniment. Luna trecută, biroul de pregătire profesională a amenajat un poligon moto pentru testarea abilităților în conducerea motocicletei, iar specialiștii în domeniu au prezentat tehnici de prim ajutor în cazul evenimentelor rutiere grave.